Este o onoare pentru noi, pentru cei de la Primăria Botoșani, să vă putem avea musafiri și oaspeți dragi în această seară. Sunt alături de noi cei doi viceprimari, prefectul județului Botoșani, președintele Consiliului Județean, parlamentar de Botoșani, consilier local, director ai unităților subordonate Consiliului Local. Noi ne-am găsit și noi un loc pe fond, pentru ca să putem relaționa cu toată lumea. Ne-am dorit foarte mult să organizăm acest revelion, spunem noi revelionul pensionarilor, cam fiecare an. Este o acțiune de tradiție pentru noi. Vă spun din start că ne pare foarte rău că n-am putut să răspundem pozitiv tuturor solicitărilor. Îi salut cu drag și pe oaspeții noștri care sunt în sălile de jos. Ei sigur mă văd acum, pentru că avem o transmisie live și în sălile de jos și invit cu drag la dans pe Ringul Central. Vreau să vă spun că nimic nu este prea mult pentru dumneavoastră. Orice am face noi, nu o să putem să acoperim, să răsplătim niciodată munca pe care dumneavoastră ați depus-o în atâția ani pentru Botoșani. Știți cum raportul dumneavoastră, Botoșani, n-ar fi arătat așa cum arată astăzi. Și pentru noi este o obligație ca în continuare tot ceea ce facem, să o facem în interesul botoșenilor, pentru că botoșenii sunt niște oameni minunați care merită acest lucru. Vreau să vă spun că vom avea o seară plină, o să trecem pe la toți, ciocnim un pahar de vin, să facem fotografii. Avem oaspeți de marcă invitați în seara asta la programul artistic. O să-i vedeți cu fiecare parte. Nu vreau să vă dezvolui acum numele, dar o să-i vedeți cu fiecare parte. Avem o tombolă, zic eu, destul de consistentă, care va răsplăti pe cei mai norocoși de dumneavoastră, nu pe cei mai buni, pentru că am spus că toți sunt foarte buni. Dar vreau să închei cuvântul de început, urându-vă tuturor sănătate. Un an mai bun decât anul care a trecut. Vă doresc într-o mulți ani fericiți alături de copiii și de nepoții dumneavoastră. Și așa cum am fost spus de foarte, foarte multe ori, vă rog pe fiecare dintre dumneavoastră să ne așteptați și pe noi să venim mai lângă de dumneavoastră. La mulți ani, distracții plăcute!